Bună dimineața! Hai de Ion, trezirea! Bună dimineața! I don't wanna wake up. Hai tati, haide că e o zi frumoasă afară, a ieșit soarele pe cer și trebuie să te trezești. Nu! Ce vrei să mănânci? Ouă! Ouă? Păi hai că trebuie să luăm ouăle de la găină ca să mănânci ouă. Hai! Gata! Haide că s-a trezit și Ion. Hai tati să căutăm ouăle. Uite, vine și Ilinca să caute ouă pentru Ion. Ilinca s-a trezit mai de dimineață. Și tu ce ai păpat, tati, de dimineață? Un iaurt cu cereale. A, ea a păpat un iaurt cu cereale. Iaurtul, bineînțeles, că e făcut de căprițe. Mergem să luăm ouă, tati, da? Haide, deschideți voi poarta. De unde găsim ouă? De acolo. De unde? Acolo sus? Da. Ce e acolo sus? E... Ce este acolo? Ioane, păi trebuie să... Să bați găina, auzi? Auzi că a făcut o... Auzi cum cântă? Always scare one and it lays an egg. Da, să speriem una. Haide, sus! Hai, tati! Ai reușit? Da! Bravo! Cine te de margine? Da, știu. Așa, și acum unde găsim ouă aici? În fânar. Aici. Unde, tati? Ia! Trei ouă. Vă ajung trei ouă? Da. La amândoi? Hai, dați-mi-le mie să le pun în buzunar ca să coborâm de aici. Păi mai e o găină, mai face undeva un nou. A făcut un nou undeva, dar pe jos, pe acolo. Trebuie să căutăm, să vedem pe unde a făcut găina. Ia să vedem. Ia să urmărim, să vedem unde e găina care face ou. E pe acolo, pe jos, pe undeva. Te dau eu jos, Ion, sau te dai tu jos? Aolo, ce zici, tati? Tati? Ce zici, dormim la noapte aici în fânar? Da. Facem o noapte în fânar? Da. Să dormim aici? Ce frumos miroase fânul, de când n-am mai dormit în fânar. Voi? Ați dormit vreodată în fânar? Ce ziceți? Lăsați-ne un comentariu dacă vreți să vedeți cum e să dormim în fânar și vreți să dormiți cu noi. Vă facem o invitație, hotel de 5 stele. Ia uite. Te descurci, ca? Bravo! Ce facem, tati, cu ouăle? O ochi prăjit sau omletă? Omletă. Ce anume? Omletă. Gărgărițăriță, zboară în poeniță. Bineînțeles că Daniel este fan castraveți și cum este închis la supermarket, am venit în grădină să cumpărăm castraveți. Unde crezi tu, tati, că cresc castraveții? Care sunt frunzele de castraveți? I know. Acolo sunt roșiile. Aici este fasolea. Și castraveții, tocmai ce ai trecut pe lângă ei, tati. Uite-i aici. Uite aici castraveciorii, tati. Ia uite. Un castravecior. Am auzit prima dată. Ăla e de semânță. Ăștia galbeni așa îi lăsăm pentru sămânță, vedeți? Ăștia galbeni și trebuie să căutăm unii verzi, care cred că sunt pe acolo, pe lângă tine, Miru. Ops, scuze, Daniel. Uite pe aici, nu călca pe ei, tati. Uite pe aici, ar trebui să fie castraveciorii. Uite, ia-l pe ăla de acolo, tati. Uite acolo. Aici. Uite aici. Uite-l. Hai, ia-l pe ăla. Ia-ți castravetele de acolo. Îl spălăm, tati, în țeapă? Ți-ai dat seama că în țeapă, cu două mâini. Uite. Hai să-ți arăt. Uite, îl învârtim așa. Nu pot.
Am găsit un castravete pentru Daniel! Tot ce mâncăm astăzi, mâncăm natural. Tot ce vom mânca săptămâna aceasta, vom mânca natural și concediul acesta. Roșie vrei, tati? Nu! Nu-ți place roșia. Avem recoltă, am furat castravetele. Da, tu parcă trebuia să vorbești în limba română, că suntem în România. Ai uitat? No. Sau e prea devreme? Oh, ce-am dat cu capul un vișin. Hai să vedem dacă ne iese omleta. Ia uite ce are Ilinca aici, un prieten, un motănel. Un motănel frumos. Ah, te-a zgâriat motănelul? Da, păi, pentru că n-are nimica. Hai să facem omleta, tati. Și pentru că Daniel dorește omletă, nu ou prăjit, neapărat omleta trebuie să conțină sălămior și ou, nu? Da. Haide, ia un ou, sparge țouțul acolo și amestecă-l. Hai, tati, micul dejun al campionilor. Da? Aici? Acolo le amesteci, da. Micul dejun al campionilor. Face bine ce face Ilinca? Da? Face mai bine, are nu? Nevoie de un ou. Da, mai are nevoie de un ou. Haideți să vedem cum se descurcă copiii să-și facă omletă. Cojile le pui acolo în farfurie, că le dăm la animale. Acolo. Acolo, așa. Mai, uite ce culoare are ouul ăsta roșu, așa. Proaspăt luat de la găină. Vedeți? Așa trebuie să arate un ou proaspăt luat de cuibar. Nu pot să fac. Gata, s-a descurcat. Și încă un ou. Da, și oh, ce te descurci, văd că te descurci, bravo. Bravo, un praf de sare ne trebuie. Îi pui tu la justul Ilinca cu un praf de sare? Așa. Bravo, și acum trebuie să dăm, gata, tati, e suficient, le-ai amestecat suficient. Hai să te învăț să dai drumul la aragaz. Trebuie să dai drumul la butelie prima dată. Da, știu. Uite de aici, ați dă tati drumul la butelie, da? Stai să vă arăt și vouă. Mai știți să folosiți o butelie? Închis, deschis, îi dăm drumul la butelie, iese gazul pe acolo și de cât apăsăm aici. Și s-a aprins, ura! Punem tigaia pe foc. Tigaia? Uite aici, tigaița pe foc. Și acum punem sălam. Punem sălămiorul prima dată să se prăjească un pic, da? Așa. Hai, ajută-te și de mână. Bravo! Lăsăm un pic, îl întindem așa pe aici să se prăjească neapărat. Omleta trebuie să conțină sălam? Nu neapărat. Nu neapărat, dar este mai gustoasă. Mai mult gust, da? Am înțeles. Deci doar dacă vrei mai mult gust. Arde focul acolo, arde focul acolo. Nu prea mai e gaz în butelie, cred. Folosim tigaia de camping ca să ne obișnim cu ea, da, tati? Da. Gata, poți să pui și ouă acum peste. O avem pe Ilinca aici, ne supervizează. Așa, tati, și împrăștie salamul ăla să fie peste tot. Gata, și acum îl lași acolo. Și imediat vă spunem, trebuie să curățăm castravetele. Da, știu. Da, bravo. Hai să curățăm castravetele. If you want to have a happy, energetic day, you have to have a good breakfast. Breakfast is the most important meal of the day because it energizes you, ready for what's coming. Omleta se gătește aici, trebuie să o întoarcem, da? Ia uite ce bine arată, ce diferență este între ouăle cumpărate din magazin și ouăle culese de noi, culese. This is much fluffier. E, da, e mult mai pufoasă și mult mai galbenă și parcă și miros mult mai bine. Da, au un miros mult mai bine. Wow! Arată foarte bine omlețica. Hmm? Da. Ne bucurăm de bunătățile din grădină, din grădina lui Mamae. Da, tati? Și o să vă arătăm și aventuri. Ce zici, tati? Ce zice să facem următorul video? Îl punem pe Ion să aibă grijă de căprițe
de capre o zi întreagă, noi doi împreună, fii atent, că te ajut și eu. Trebuie să ne trezim dimineață, să luăm laptele de la capre, adică să le mulgem, să le dăm de mâncare, să le dăm apă și după aceea le scoatem la păscut. Și după aceea trebuie iară date de mâncare la căprițe, băgate înăuntru, că se face cald. Asta facem amândoi, ne luăm angajamentul să o eliberăm pe mamaie de sarcina aceasta și să avem noi grijă de căprițe. Nu uitați, like, subscribe, imediat vă spunem și ce gust are omleta. Eu zic că e gata, tati. Da? Oh, nici n-are loc în farfurie, fii atent. Mă ajut și pe mine să dai castraveciorii aia mai încolo? Nu, așa e bine. Așa e bine? Stingem butelia, da? Am închis butelia și se închide și gazul. Uite, se închide gazul pentru că am închis butelia, trebuie avut grijă. Așa e viața la țară, suntem la țară aici. Nu suntem. Imediat. Îți dau niște pâinică, da? Și ne spune Daniel ce gust are omleta și dacă este gata pentru aventurile. Uhu! Și acum momentul adevărului, să vedem ce gust are omleta, ce gust au ouăle proaspete luate din cuibar. Ce e, frige? Arș. Hai, tati, nu mai prelungi momentul, nu mai lungi momentul. Bagă omleta în gură să ne spui și nouă ce gust are. A? Ia zi. Te dau așa mai în fața ta ca să o ai în față, să nu te chinui. Ce gust are, tati, omleta? Nu poți să vorbești cu gura plină? I have two wobbly teeth. It tastes great, guys. Da? Great. Ia vezi, gustă și castravetele. Să-mi spui ce gust are castravetele luat din grădină, că n-ai mai mâncat de mult așa. Cum e? It is so good, I can't stop myself. Da, ia uitați. Mâncare. Mâncare naturală. Micul dejun al campionilor. Noi vă lăsăm aici. Vă spunem pentru moment la revedere. Nu uitați butonul de like. Abonați-vă. Apăsați clopoțelul să primiți notificare când vom începe aventurile și următoarea aventură care va fi. Vom vedea. If you enjoyed the video, make sure to like, subscribe, and notification bell down below so that you get notification whenever we post a new video. Bye! Pam, pam!